Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Știi ce zic? Discutăm în această seară despre voluntariat, dar mai cu seamă despre cum înțelegem acest termen, pentru că el este folosit în mai multe circumstanțe. Alături de mine pentru a dezbate acest subiect se află Vasile Porumbaru, președinte Asociația Viitorul Tinerilor. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru. Bună seara și bine v-am găsit. Este un proiect, de fapt noi vă cunoaștem și cred că mulți dintre cei care, mulți tineri de altfel vă cunosc, pentru că despre asta este și asociația, da? Despre tinerii prahoveni, despre ce facem pentru ei și de data asta avem un nou proiect care îi vizează în mod direct. Cui se adresează și ce își propune acest proiect? Proiectul Recunoaștere prin Voluntariat vizează mai mult, dacă vreți, sectorul neguvernamental prahovean. Coordonatorii de voluntari din organizațiile acestea neguvernamentale și voluntarii cei mai implicați. Acest proiect a venit din nevoia de a dezvolta aceste departamente din 12 organizații neguvernamentale care s-au înscris în urma apelului nostru public dat pe canalele online. Iar el a avut două componente. Una în care am făcut noi previzite la aceste organizații și am discutat un pic despre dezvoltarea organizațională și le-am dat o grilă să bifeze cu da sau nu, dacă au acele proceduri, dacă au acele instrumente în organizație, dacă cunosc anumite legi pe zona aceasta de voluntariat sau pe zona de dezvoltare. Și a doua a fost să dotăm aceste 13, de fapt 12 organizații cu acest pachet de consumabile, să le zicem așa, pentru departament. Și după cum vedeți, este o listă destul de mare. Da. Și când zic consumabile, înseamnă, dacă vreți, capsator, foarfecă, scoci, hârtie. Obiecte de care avem nevoie în activitatea de zi cu zi. O altă componentă a proiectului este să, în această perioadă, să colectăm de la coordonatori și de la ONG-uri povești ale voluntarilor cei mai implicați, dar și al coordonatorilor, pentru că am aici o publicație care se numește Poveștile Voluntarilor Prahoveni. Da. Ea este la ediția a patra. Ediția a treia și a doua, după cum vedeți, au fost, să zic, finanțate tot de Consiliul Județean, în care noi vrem să aducem în atenția publicului povești de succes, să le numim așa, dar strict pe zona aceasta de voluntariat. O altă componentă a proiectului este să clarificăm un pic conceptele de voluntariat, pentru că în materialul care vi l-am dat și dumneavoastră, de exemplu, activitatea de voluntariat este acea activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al societății, fără a urmări un câștig material. Fac eu că vreau să schimb, fac eu că simt nevoia să aduc un bine în comunitatea mea în care trăiesc. Sau nu mai sunt mulțumit de cum stau lucrurile și vreau să mă implic să schimb lucrul acesta. V-am citit de definiția din DEX, dar nu trebuie confundat cu ce înseamnă spirit civic, care spiritul civic ne spune în acest material că ar însemna a respecta legile și a face tot posibilul ce stă în puterea acelei persoane pentru a contribui la buna funcționare a societății. Deci asta înseamnă că spirit civic ne duce cu ideea că noi ar trebui să citim din când în când și legile care ne guvernează ca cetățeni. Mai ales că avem și niște discipline la școală care ar trebui să se ocupe de treaba asta. Educația civică, cultura civică, nu mai zic de educația juridică pe care o tot invocăm. Despre educația civică chiar tot în acest material vreau să vă citesc că ea ar trebui să modeleze personalitățile elevului în spiritul valorilor și principiilor democratice care guvernează societatea. Adică să înțelegem foarte bine că valorile democratice nu înseamnă, eu știu, o libertate totală,
Și o să vă dau un exemplu, pe stadioane vedem un huligan, da? Da. Care scandează, care provoacă, care incită la ură. Acela nu e democrație. Acela deja e un alt act de... Și nu numai pe stadioane, că acum avem și pe străzi, da? Exact. Sunt astfel de persoane. Nu avem, pe stadion nu avem numai huligani. Avem și huligani, da? Ca da. Cum avem și pe stradă și în mai multe spații. Iar ultimul concept care vreau să-l aduc în atenție este participarea publică. Participarea este procesul prin care publicurile influențează și controlează alături de alți actori sociali acele inițiative de dezvoltare. Adică eu în cartierul meu vreau să influențez autoritatea locală să-mi facă un parc pentru copii. Da. Pentru că la mine este, nu știu, bălării sau este o zonă unde se strâng tinerii și lasă tot mereu în urma lor gunoaie, semințe, doze da. Și așa mai departe. Și atunci genul ăsta de inițiative, așa cum spune definiția Băncii Mondiale, înseamnă participare publică. Nici de cum modul ăsta în care mă duc, observ și după aceea comentez în mediul online negativ sau pozitiv. Deci, la noi spirit civic, nu e implicare, nu e voluntariat. Exact, exact. Ce mai urmează să avem noi în acest proiect, dacă și reușim cu finanțatorul, este să și premiem acești coordonatori foarte implicați, dar și acei voluntari, pentru că noi inițial vrem să marcăm cele două zile internaționale decretate de ONU, 5 noiembrie și 5 decembrie, în care ar trebui să ne arătăm mai mult aplecare către voluntarii care fac lucruri în comunitate și chiar să încurajăm genul ăsta de inițiative, genul ăsta de abordare, pentru că ele dezvoltă societatea în care noi trăim. Deci, practic, acest proiect își propune, pe de-o parte, să asigure acele materiale logistice, da? Și, pe de altă parte, să-i ajute pe tineri, da? Că despre este vorba, să înțeleagă aceste concepte, da? Să înțeleagă ce înseamnă să fii voluntar, ce înseamnă să te implici activ într-o societate. În felul ăsta, cred că îi și educăm un pic și nu numai pe tineri, cred că pe toți. Pentru că, așa cum ați sesizat, în ultima perioadă avem mai mult... comentaci, că așa s-au auto-intitulat da. În ultima perioadă, acele persoane care spun și nu fac nimic. Iar voluntariatul nu este despre asta, nu este despre a arăta ce se întâmplă, trebuie să iei atitudine. Ca să vă completez, da, este și această componentă, dar ne interesează ca și organizațiile să devină mai profesioniste în abordarea asta a acestor concepte. Educăm ca să știe să educe mai departe. Exact. Și lucrul acesta, dacă vreți, a ieșit în urma unor, a ceea ce am avut. Am da. Avut o pandemie. Avem o criză economică și, după cum știți, finanțările pentru sectorul neguvernamental sunt în cădere liberă. Atunci am zis, haide domne, în aceste timpuri să venim și noi cu un suport real pentru organizațiile neguvernamentale, pentru că ele sunt motorul schimbării în societatea noastră prahoveană. Deci ONG-urile riscă în felul ăsta să rămână cu adevărat voluntare, da? Adică... Da, dar după cum vedeți avem o linie de finanțare și la primărie și la primăria municipiului Ploiești, dar și la Consiliul Județean, care zic eu că este o linie de finanțare binevenită pentru organizații ca să poată să se dezvolte. Ce activități vor fi desfășurate concret în cadrul proiectului tocmai pentru a vă atinge aceste scopuri propuse? Așa cum am spus, noi am început cu aceste previzite. Asta înseamnă că am mers la cele 12 organizații care s-au înscris. Da. Și am avut discuții... Îmi cer scuze, din Ploiești sunt organizațiile sau din... Am avut și din Câmpina da. Două organizații și din mediul rural. Bun, bun. E important. Da, noi am vrut să ajungem la cele care nu au mai beneficiat, pentru că acest proiect, să zic, oarecum e la ediția a doua. În prima ediție, dacă stau să calculez, 20 de organizații, chiar 21, au beneficiat de un astfel de suport. Pe
zona de dezvoltare organizațională, dar și pe zona de dezvoltare a departamentelor de voluntariat. Pentru că știți că avem o lege a voluntariatului, trebuie să respectăm și acolo o grămadă de lucruri, un contract de voluntar, trebuie să respectăm un SSM pentru voluntari, trebuie să respectăm mai nou GDPR-ul în toate activitățile care le derulăm și așa mai departe. Și e bine ca acești colegi ai noștri din sector să cunoască lucrurile astea. Dacă nu le cunosc, noi le oferim instrumentele acestea. Despre proiect, cam atât vă pot spune, pentru că el se va încheia în noiembrie, da. Deci nu mai are foarte mult. A vizat aceste previzite, aceste pachete pentru ONG-uri, această emisiune, deci, practic, această publicație. Au fost livrate toate materialele. Au fost livrate toate. Și avem fotografii care le-a dat regia cu acele organizații care au și preluat pe proces verbal aceste materiale. Asta e bine, mai ales de aia v-am întrebat dacă sunt și ONG-uri din afara localității, pentru că e nevoie ca pe întreaga suprafață, da, a județului să fie. Și am văzut că în ultima perioadă, slavă Domnului, sunt ONG-uri care au câștigat diverse premii, care s-au implicat, și mai ales mulți tineri care poate acum câțiva ani nu știau ce e la voluntariat sau nu știau ce este aia implicare în comunitate, acum ajung să plece de acasă, da, să facă ceva util pentru comunitate. Am văzut exemple când părinții erau uimiți că ai lor copii plecau să strângă gunoiul din localitate, să facă, nu știu, să planteze niște pomișori. Asta ținând cont de faptul că pe la țară știm ce se întâmplă. Stai să faci treaba acasă, nu pleca de acasă. Deci lucrurile s-au schimbat și asta este îmbucurător. Ziceați mai devreme de acea broșură în care sunt cuprinse povești de succes ale voluntarilor. Ce înseamnă o poveste de succes pentru un voluntar? Inițial, noi urmărim, când am elaborat această broșurică, noi dăm liber organizației să-și desemneze cel mai implicat voluntar. Vă dați seama că sunt organizații care au 100, 200 de voluntari, 50, 10 voluntari, iar lucrul acesta... am zis noi, ok, hai să lăsăm la atitudinea organizațiilor. Și asta înseamnă că ei ne-au desemnat, când spun cel mai implicat voluntar, înseamnă cel care vine cel puțin de 4-5 ori la organizație, cel care se implică în tot felul de activități și care ne-am uitat noi mai atent să lase și ceva în urmă. Pentru că știți, ați dat mai devreme un exemplu că, ok, adunăm gunoaie, dar mâine e la loc. Da. Și asta nu înseamnă o chestie de sustenabilitate pentru noi, nu înseamnă o chestie care am lăsat-o în urmă. Lucrul ăsta l-am făcut și noi, noi suntem organizația care cel puțin din 2005 am tot promovat acest concept al voluntariatului. Deja avem 20 de ani în Prahova de activitate. Și atunci vă dați seama că am căutat acele povești de la organizații în care să, pe de-o parte, să transmită generației tinere de ce să facă voluntariat și de ce e important să apelăm la acest concept, iar pe de altă parte să ne spună așa un pic și în toată activitatea, pentru că inițial vă dați seama, voluntarii trebuie să stea cel puțin 6, chiar un an în organizație. De ce? Pentru că așa acumulezi experiență. Dacă stai o lună și ai plecat, nu prea este experiență, să zic, în zona asta. Dar dacă stai 6 ani, dacă stai un an cu contract de voluntar, atunci poți să acumulezi experiență. Și avem câteva lucruri în care sunt, să zic așa, timid, inițiative care au lăsat ceva în urmă. Cu siguranță. Adică băncuțe renovate, săli dotate, cum am avut și noi în trecut, jucării pentru cei din spitalele de pediatrie. I-a ajutat pe acei copii să treacă mai ușor peste suferința care o aveau în spitale. Dar avem și coordonatori în spate care îi țin pe acești voluntari aproape de organizație. Și atunci avem o componentă și pentru ei.
Și cred că a fost o bucurie și pentru voluntarii aceștia care au demonstrat ceva, că sunt cuprinși într-o broșură, într-un material care va rămâne, da? Pentru că în felul ăsta putem da exemple tot timpul, da, uite, ăla a făcut, ăla, dar având un astfel de material, putem merge în fața celorlalți tineri care poate n-au reușit să schimbe ceva până acum sau poate că își doresc și nu știu care este calea pentru a schimba acel lucru mărunt din viața lor. Într-adevăr, și aș fi dorit să abordez și puțin ce face Asociația Viitorul Tinerilor. Pentru exact, că, da, e clar că... Dacă am zis 20 de ani de activitate, vă dați seama că mulți zic, ok, dar cum a rezistat organizația asta? Ce face ea în continuare? Care-i rolul ei? Pe vremea s-a înființat, pe vremea când nu prea se știa ce e voluntariatul, probabil. Da, în 2004 ne-am înființat ca organizație și am plecat de la o nevoie din comunitate. Și anume, nu exista organizație în Prahova care să se ocupe de integrarea celor care părăsesc sistemul de protecție. Adică zona noastră de expertiză, dacă vreți, a fost în domeniul social. Componenta asta a rămas în continuare și ea nu a fost abandonată, doar că nevoia comunității prahovene ne-a dus și în alte sectoare, să spun așa. De exemplu, ne-a dus în sectorul acesta de promovare a voluntariatului în masă și cred că, credeți-mă că, așa cum ați spus și la început, ne cunoaștem și mulți mă cunosc, am parcurs la firul ierbii, să zic așa, cred că am ajuns undeva la 10.000 de elevi. Mă refer în toți anii, care au beneficiat de sesiuni de informare pe zona de voluntariat. Pe lângă sesiunile astea de voluntariat, noi am zis, ok, vrem și practică în zona de voluntariat. Că una este să-ți explic eu ce este voluntariatul, dar să și testăm. Da. Și atunci am avut câteva colaborări cu cei care au ridicat niște case în Izești, Bălțești și în Ploiești, la zona de hipodrom. Habitat se numesc ei pentru umanitate, pentru categorii vulnerabile. Și atunci, cu primăria municipiului Ploiești, am putut să facilităm accesul elevilor la aceste șantiere. Și noi le-am asigurat partea asta de SSM, partea asta de prânz și partea de transport, iar cealaltă organizație a facilitat efectiv ce puteau ei să facă pe aceste șantiere, să nu fie ceva peste puterea lor. A fost să vopsim, a fost să măturăm, a fost să cărăm, deci lucruri normale, uzuale. Toți tinerii care au participat în aceste două șantiere, să zic așa, au fost mândri că au lăsat acele case în urmă. Deci genul ăsta de abordare ar trebui să existe și acum, în momentul în care scriem noi proiecte. Ce lăsăm în urma noastră? Un fel de slogan, dacă îmi permis să-l abordăm așa. Poate. Pentru că asta ar trebui să fie o deviză până la urmă pentru cei care de multe ori veneau să obțină o adeverință de voluntariat. Da. Fără ca în urmă, așa cum a spus, să lase ceva, fără să demonstreze că actul lor de voluntariat, iată, a fost unul util pentru ei sau pentru societatea în care trăiesc. Credeți-mă că în toate previzitele, discutând cu organizațiile, nu mai sunt de acord să dea așa ușor o adeverință de genul ăsta sau o diplomă. Iar o să mă refer un pic acum în anul acesta, pentru că e de actualitate, ce a făcut organizația noastră. A adus un summit național al tinerilor instituționalizați, s-a derulat la Ploiești. Asta înseamnă că am lucrat și am pus poze despre acest summit. Este un summit care a reunit toate județele țării. Au fost delegații din toate țara. Acest summit al tinerilor instituționalizați ce face? Aduce la aceeași masă decidenți de la nivel central, județean și local, în interacțiunea cu acești tineri care, mă rog, la un moment dat vor părăsi sistemul.
Și acest summit, el este la ediția a patra, a avut vreo 17 parteneri, parteneri mari, gen UNICEF, SERA România, FONPC-ul, HHC-ul. Am închiriat un hotel întreg în municipiul Ploiești și summitul a ținut 3 zile. Asta nu înseamnă că comunitatea locală nu a fost implicată. Primăria a suportat și anumite cheltuieli, Consiliul Județean de asemenea a găzduit tot summitul și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a participat pe deplin. Summitul ăsta a avut în cele 3 zile și ateliere, ateliere pe zona aceasta de educație financiară, pentru că mulți nu știu ce să facă cu banii care îi dă statul în momentul în care tu părăsești sistemul. Vorbim de o indemnizație de vreo 9.900 de lei și mulți tineri, dacă nu au un mentor care să-i ghideze, vezi că acești bani nu sunt pentru a arunca imediat într-o săptămână, sunt ca să-ți iei o chirie, sunt ca să supraviețuiești și ca să te descurci cât de cât pe picioarele tale. Și bineînțeles au fost și alte ateliere pe zona de locuire, pentru că avem o problemă serioasă cu locuințele sociale. Noi am tras semnale, aceste locuințe sunt niște ghetouri, nu sunt chiar locuințe și autoritățile ar trebui să se aplece mai mult pe zona asta de locuințe sociale și să îmbunătățească un pic condițiile din ele. Ne-am și vizitat astfel de locuințe și chiar și în Ploiești, în vreo două cartiere, în Mihai Bravu, în Mimiu, și credeți-mă că nu este ceea ce trebuie, dacă uităm în legea locuințelor. E cu siguranță o problemă de actualitate, că am văzut chiar acum pe ecran acest citat care vă aparține. Deși suntem în 2023, încă e greu să părăsești un astfel de spațiu, chiar și cu acea sumă de bani, pentru că sunt foarte multe exemple când acești tineri sunt lăsați să plece cu câțiva bănuți în buzunar și descurcă-te. Nu știu cum mai funcționează lucrurile acum, dar ne tot lăudăm că avem consilieri, că avem specialiști care ar putea să facă ceva în zona asta, dar în realitate tot poate în pasul pe loc. Mă uitam că și anul ăsta au fost introduși și consilieri școlari în mai multe unități de învățământ. Din păcate, acești consilieri școlari stau cam o zi pe săptămână în fiecare școală, pentru că un consilier are mai multe școli și atunci, ca să cunoști fiecare problemă din nu știu câți copii are, undeva la 300-400 de copii, nu știu, dar oricum cam astea sunt cifrele despre care vorbim. E clar că și în 2023 o astfel de problemă e de mare actualitate, mai ales când vorbim despre acești tineri. Pe chiar mă uitam acum pe ecran, aveți o grămadă de fotografii cu tineri din taberele naționale Pregătiți pentru Viață, este un proiect al Ministerului Familiei. Eu am participat la două sesiuni cu cei din Dâmbovița și Prahova. Taberele astea și-au atins, să zic, targetul. 4.000 de copii instituționalizați au fost pentru prima dată în tabere. Știți că avem tabere pentru studenți, exact. Pentru cei din instituții nu aveam. Și e prima dată când s-a derulat acest proiect. Eu am reprezentat Consiliul Tinerilor Instituționalizați. Este important să spun că mai sunt și în alte structuri naționale și așa am putut să fac parte din acest proiect și să le povestesc tinerilor care au participat acolo că procesul de integrare nu este unul ușor, este unul foarte greu. Cu siguranță. Mă bucur și eu că am putut face cunoscut acest proiect. Mă bucur că, iată, ONG-urile se implică și în folosul comunității. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu mulțumesc. Rămâneți cu noi, stimați telespectatori, pentru că imediat după publicitate discutăm despre un alt proiect care se adresează tot comunității, dar de data asta îi vom premia pe cei care merită. Rămâneți cu noi. Te duci cam des la baie.
Ai să ne dai o veste? Nu, am stat în frig. Urinez des și cu usturii. Dar nu e de la frig, e de la bacterii. Ia Uractiv Forte. Uractiv Forte ameliorează senzația de disconfort urinar printr-o formulă concentrată și eficientă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Să mulțumim neprevăzutului că planurile voastre au ajuns să se împlinească la sfântul așteaptă. Scuze, dar... Cucu! Ți-a sunat ceasul. Domnul iCredit! Sună acum la steluță 7171 sau intră pe iCredit.ro. Ai credit rapid până la 10.000 de lei. De la o vârstă, ca să ai grijă de cei dragi, trebuie să ai grijă în primul rând de tine. De aceea, îți suntem alături cu Profi Senior, prin care ai o ofertă specială de împrumut și un pachet medical gratuit la Medicover. Sună la 021 275 7575 și întreabă de Profi Senior. Provident, împreună rezolvăm mai ușor. Suntem împreună. Acasă. În trafic. La serviciu. La picnic. Și în concediu ascultă muzică de calitate la noul post de radio, Disco Mix. Radio Disco Mix se recepționează în toate localitățile din România și în diaspora. Este necesar să aveți internet pe telefon și o boxă Bluetooth, computer, tabletă, smartphone, smart TV sau radio digital. Află mai multe despre Radio Disco Mix la adresa discomix.ro. Radio Disco Mix, muzică de calitate. Inteligență, emoție, implicare, ambiție, dar mai ales bucurie. Echipe pregătite, profesori emoționați și premii spectaculoase. Televiziunea Valea Prahovei împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Dada Media prezintă The Best. Concursul de cultură generală pentru liceenii prahoveni. The Best. E pentru toți cei care cred în viitorul acestor tineri minunați. Din 15 octombrie la VPTV și Dada TV. Sponsorii competiției: Ainova Group, Prahova Value Center, Best România, Digi, Cristin, Platinum Dent, UPG, Winmarkt Ploiești, Compet Ploiești, Fox Media Consulting, Ploiești Capitala Tineretului, Fundația Comunitară Prahova, Terra Verde, AFI Ploiești, Cofetăria Le Bonbon, Ferruccio Construct. Dacă te numeri printre cei care apreciază televiziunea Disco Mix, te rugăm, spune-le și prietenilor tăi despre noi. Și nu uita, muzica de calitate o regăsești și la Radio Disco Mix pe internet la adresa discomix.ro. Află mai multe despre Radio Disco Mix la adresa discomix.ro. Disco Mix este un radio digital. Radio Disco Mix, muzică de calitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, discutăm în continuare despre Gala Comunității Prahovene, un eveniment organizat de către Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean, pentru a vorbi despre acest subiect drag mie și drag întregii comunități. Am invitat alături de mine pe Izabela Alexe și Bianca Dăniță de la Fundația Comunitară Prahova. Bine ați revenit! Bine te-am regăsit! Mulțumim pentru invitație! Am zis că e un eveniment de care mi-am amintit tot timpul cu drag. Eu abia așteptam să mai organizați, pentru că am văzut de fiecare dată vibe-ul acela bun. Oamenii, și inclusiv în perioada asta, pentru că a fost perioada de înscriere și încă avem perioada de înscriere, de nominalizare, da? Multe persoane scriau, propun și eu pe cineva, și imediat reveneam cu link să le spun că sunt oameni care merită... să, nu știu, să fie apreciați, oameni care merită mai mult decât am făcut până acum pentru ei. Ce detalii avem despre acest eveniment care, iată, e deja foarte așteptat?
Așa este, este un eveniment așteptat, un eveniment unic al comunității, în care aducem comunitatea prahoveană în jurul faptelor bune și a modelelor, a oamenilor care reprezintă modele pe care ne dorim să le promovăm într-o comunitate sănătoasă, în care ne dorim să trăim. Și este așteptat de mai mulți ani, pentru că cea de-a doua ediție a Galei Comunității Prahovene a avut loc în 2019. Și de atunci, deși ne dorim să o reorganizăm, acum am găsit cea mai bună ocazie, iar împreună cu grupul Observatorul Prahovean ne-am propus să promovăm, să identificăm în primul rând acei oameni care pot fi modele în comunitatea noastră. Acei oameni pe care îi apreciem pentru acțiunile pe care le fac și care știm că reprezintă o structură solidă într-o comunitate sănătoasă, de care avem foarte mare nevoie ca să putem să avem o viață bună. Dați-mi și detalii tehnice, da? Pentru că da. am văzut, am link-uri pe internet, oamenii au, iată, modele, ca să spun așa, pe care vor să le propună. Ce mai au de făcut? Mai au timp să nominalizeze? Nu mai au timp? Ce trebuie să facă? Va urma și o perioadă în care vor vota? Cine va vota? Mai avem timp cu toții să nominalizăm persoane cunoscute din comunitate. Până pe 29 octombrie așteptăm nominalizările tuturor persoanelor care știu că au făcut fapte bune anul acesta, anul trecut, în anii trecuți, până la urmă, și pe galaprahovei.ro există un formular destul de simplu, spunem noi, unde ar trebui orice persoană se poate nominaliza pe sine sau poate nominaliza pe altcineva care știe că a făcut o faptă bună, completează câteva detalii, iar aplicația ajunge la noi. Începând de săptămâna viitoare, după 30 octombrie, o să verificăm eligibilitatea tuturor aplicațiilor, tuturor nominalizărilor pe care le-am primit, apoi toate aceste nominalizări vor intra într-un vot public, iar pe 24 noiembrie așteptăm să vedem care sunt câștigătorii. N-avem niciun filtru, adică oricine poate înscrie pe oricine? Sau fapta bună, da, că despre asta este vorba, trebuie dovedită în vreun fel? Sau pur și simplu scrie cineva, uite, domnul X a făcut treaba asta, e suficient? Acestea vor fi verificate. Practic toate nominalizările trec prin acest filtru de eligibilitate, iar în a doua etapă a nominalizărilor, de fapt a doua etapă a evaluării pe care o reprezintă votul publicului, vor intra numai acele nominalizări care sunt reale, care sunt adevărate și care reprezintă, întrunesc într-adevăr niște criterii de eligibilitate. Spre exemplu, sunt fapte bune de care au beneficiat cetățeni sau comunități din județul Prahova, care s-au întâmplat în județul Prahova, care nu au fost înscrise la galele anterioare ale galele comunității prahovene. Sunt persoane care au făcut fapte bune care pot fi replicate, sunt lucruri pe care putem să le învățăm, putem să învățăm de la ei și să facem și noi aceste lucruri mai departe. Sunt într-adevăr câteva criterii care vor departaja acele nominalizări care ajung în a doua parte de evaluare la votul publicului. Va fi interesant, pentru că am văzut deja câteva nume, acum nu știu, Bianca, știu că tu de obicei ești în spatele motoarelor. Ai putea să ne spui câteva nume care au avut cele mai multe voturi sau cele mai multe propuneri până la momentul ăsta, că nu vorbim despre voturi? Nu vorbim despre voturi acum, începând de săptămâna viitoare, începând cu 1 noiembrie, putem să dăm drumul la voturi. Da, sunt câteva persoane cunoscute în comunitate care au fost nominalizate de mai multe ori. Nu o să spun ceva. Nu de data aceasta. Săptămâna viitoare, dacă vrei, revenim cu toate. Dar da, sunt câteva persoane care s-au remarcat, care au fost nominalizate de mai mulți oameni din comunitatea prahoveană până la urmă. Căutăm inițiative și oameni care au
făcut lucruri bune în tot, în tot județul. Dar mai avem timp, până pe 29 să descoperim. Înainte să venim la emisiune, chiar am verificat platforma și cred că avem undeva spre 200 de nominalizări, ceea ce... Dar nu sunt unice, asta e ideea. Nu sunt încă unice, da. De fapt, și de drept. Abia săptămâna viitoare, după ce o să verificăm eligibilitatea, putem să spunem numărul total al persoanelor care vor fi înscrise. Cât de greu este să organizezi un astfel de eveniment? Pentru că el arată niște lucruri frumoase, da? Dar pentru un astfel de eveniment știu că e multă muncă, nu mai zic de logistică. Bănuiesc că trebuie și acolo, la sistemul ăsta de vot, trebuie lucrat foarte, foarte atent. E de muncă, nu? Da, într-adevăr, este mult de muncă, însă în momentul în care ne implicăm în toate aceste activități din dorința de a face cât mai bine în comunitatea noastră și a promova modelele, reprezintă într-adevăr un lucru pe care îl dorim să-l facem de foarte mult timp. Lucrurile merg mult mai simplu și mai mult decât atât, în momentul în care avem și colaborăm cu o echipă bună, lucrurile parcă se întâmplă de la sine și într-adevăr, deși este multă muncă, ne putem sincroniza activitățile și să le desfășurăm cu bucurie. Asta este cel mai important lucru. Iar pentru această ediție a Galei Comunității Prahovene, ediția a treia, într-adevăr, Fundația Comunitară Prahova a făcut echipă cu grupul Observatorul Prahovean. Suntem deja de mult timp în parteneriat pe mai multe programe de succes pe care le-am implementat în cadrul Comunității Prahovene, nu numai în Ploiești, și a fost cumva un pas firesc ca mai departe să avem acest eveniment organizat împreună. Așadar, când luptăm oameni dedicați pentru o cauză bună, lucrurile merg mult mai simplu. Da, am văzut. Adică și în ultima perioadă au lăsat partea asta de redacție, da, care funcționează foarte bine și se implică și ei în comunitate. Am avut weekendul trecut o bursă a locurilor de muncă, da, și la fel peste 1000 de participanți am avut acolo. Iată aici 200 de nominalizări la Gala Comunității Prahovene. Aveți și oameni politici cumva propuși? Activitățile nu trebuie să fie politice, de fapt, pe care ei nominalizează. Pentru că am văzut că în ultima perioadă mulți caută, se apropie campania electorală și mulți redescoperă orașul, cu bune și cu rele. Eu urmăresc toate proiectele Fundației Comunitare, că sunt din Ploiești, că sunt din afara orașului și văd acele săli de sport, acele terenuri, acele, nu știu, orice mic proiect care colorează curtea școlii, care colorează comunitatea aceea gri. Și mă uit acum că mulți vin în perioada de campanie cu multe promisiuni. Vom face, dar peste un an. Și mi-aduc aminte că la voi cred că și o zi este esențială pentru fiecare proiect și nu lăsați să treacă nici o lună, nici o zi, nici un an, ci lucrurile se întâmplă acum, da? Cam așa funcționează. Și de asta voiam să atrag atenția asupra celor care s-ar dori într-o astfel de gală sub emblema unui partid. Nu avem, dacă vor fi nominalizări pentru oameni politici, acestea nu sunt eligibile. Deci aceste nominalizări poate că vor putea fi făcute de către terțe persoane, însă persoanele nominalizate nu sunt eligibile să treacă mai departe în etapa de evaluare. Într-adevăr, oamenii politici își asumă un rol foarte important în conducerea județului și orașului nostru. Dar noi nu premiem oamenii pentru faptul că își fac meseria pe care și-au asumat-o foarte bine, așa cum nu premiem medicii care își fac meseria pe care și-au asumat-o foarte bine. Premiem faptele bune care sunt făcute cu umanitate în beneficiu celorlalți cetățeni după orele de lucru, care sunt făcute în timpul liber și dintr-o motivație de a face bine în jur și de a fi un model pentru comunitatea noastră. Nu premiem profesioniști într-un anumit domeniu pentru faptul că au o activitate profesională excepțională, pentru că nu suntem nici colegiul medicilor, nu suntem niciun for decizional ca să putem să evaluăm, așa cum nu putem să evaluăm nici activitatea politică a oamenilor politici sau cât de mult se implică în
în activitatea orașului. Însă premiem faptele bune ale oamenilor, acestea care sunt făcute din umanitate și din dorința de a fi un cetățean bun, un om de bază în societate, fapte care sunt făcute după orele de lucru. Asta e important și mai e ceva de subliniat, că am început să ne apreciem noi între noi. Faptul că inclusiv pe peretele meu, pe Facebook, când am distribuit, am avut prieteni care au propus pe cineva, am zis, e mare lucru că, iată, în comunitatea noastră știm să mai apreciem și oamenii care fac lucruri bune. Voi le duceți la un alt nivel, adică toți oamenii ăștia la oaltă, într-un eveniment unde cred că vor fi strânși și oameni mulți, da? Câți am avut la galele anterioare? Am avut 100, 200 de persoane? Peste 250 200, de persoane peste au 250 fost. La a doua ediție au fost. Anul acesta estimăm probabil undeva la 350, 400, poate chiar 500 de participanți. Deci totul ține de reacția comunității. Și mi-aduc aminte și am făcut o analiză. Cred că mulți dintre oamenii de bine pe care îi cunosc din orașul ăsta îi cunosc datorită vouă. Adică sunt oameni pe care îi știu de vreo 10 ani, de când lucrez în presă și de când ați început primele evenimente și de atunci am tot venit, da? Și eu că a fost cercul donatorilor, că am avut această gală, că am avut zecile de proiecte pe care le-ați implementat, aceiași oameni și alături de ei și alții de-a lungul timpului au rămas într-o comunitate strânsă, într-o comunitate care, iată, acum reușește să ajungă la peste 500 doar fizic, pentru că bănuiesc că oamenii aceștia sunt mult mai mulți. Da, rămâne să vedem. Așteptăm, într-adevăr, să avem un număr mai mare de 250 de persoane cât a fost la ediția anterioară și totul ține de reacția comunității. Dar, într-adevăr, știm cu toții că în județul nostru sunt mulți oameni pe care îi apreciem. Cred că fiecare dintre noi cunoaște o persoană pe care o poate aprecia, care știe că a făcut un lucru care a tras atenția celor din jur, l-a făcut din dorința de a ajuta și care poate să fie promovat. Sunt și oameni din afara orașului, din afara Ploieștiului? Da, este gala județului. Da. Dar în gala aceasta sunt nume? Fără să... Da. Sunt destul de multe nominalizări și din afara Ploieștiului și este o gala întregului județ și căutăm inițiative în tot județul, nu doar în Ploiești și asta zona metropolitană. Important. Adică să ajungă la cât mai multă lume. Bănuiesc că sunt și nume noi, da? Destul de multe nume noi, da? Inclusiv pentru noi. Ne place să descoperim noi inițiative, noi oameni care vor să facă lucruri și să miște în propria comunitate ceva și, da, mulți oameni noi. Mi-aduc aminte că de la una dintre galele anterioare m-am inspirat la vreo câteva emisiuni bune, adică am avut invitați de acolo mult timp pentru că erau oameni despre care nu auzisem, poate spre rușinea mea, poate din cauza faptului că nu ajunsese informația asta, deja suntem în 2023, dar iată, încă mai avem lacune în comunicare și după gala asta mi-ați dat cu GDPR-ul de rigoare, mi-ați dat oamenii aceștia pe care i-am cunoscut de altfel și la gală și am putut discuta cu ei și la rândul lor au fost modele pentru cei din comunitatea noastră. Vin și acum să vedem ce oameni vor fi, pentru că sunt oameni de bine. Emoțiile mari încep abia de săptămâna viitoare, când începe votul, da? Cum va fi votul, da? Ne logăm la mai multe calculatoare, ne ducem prin vecini, ne mai cumpărăm rutere, cum procedăm? Urmează să venim cu toate detaliile, da, pentru că nu vrem să influențăm cu nimic etapa aceasta importantă, dar toate detaliile vor fi promovate atât pe pagina de Facebook Gala Comunității Prahovene, cât și pe site-ul galaprahovei.ro și acolo cine, bineînțeles, a nominalizat sau s-a autonominalizat va putea intra să urmărească dacă a trecut de etapa de eligibilitate și se regăsește pe lista de vot. Cei care au fost nominalizați, dacă nu știu că au fost nominalizați,
Vor fi anunțate. Da. Vor fi anunțate de către noi. Da. Toată lumea o să fie anunțată înainte să publicăm lista finală. Asta vreau să vedem că acum în vot. Pe site trebuie să scrie și contactul persoanei nominalizate, nu? Da. 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 Adică să știe și persoana respectivă. Vor primi diplome? Vor primi anumite trofee? Cum se va întâmpla? Va fi un eveniment de gală. Da. Și așa cum suntem obișnuiți deja de la Gala Comunității Prahovene, evenimentul de gală va oferi persoanelor nominalizate diplome, va oferi persoanelor câștigătoare trofee. În cadrul galei toți vor primi diplomele de nominalizare, iar câștigătorii vor primi trofeele câștigătorilor. De asemenea, mai mult decât acest moment de acordare a diplomelor și a trofeelor, este un foarte mare câștig, într-adevăr, participarea la acest eveniment unic în județul nostru, prin faptul că suntem la acest eveniment oameni care avem aceleași valori, care urmărim aceleași obiective și suntem uniți de această dorință de a vedea mai mult bine în județul nostru și putem să vedem dacă îl promovăm și dacă promovăm oamenii care într-adevăr pot fi modele pentru județul nostru. Așa că dincolo de momentul de gală, este un moment festiv pentru întreaga comunitate. Este și un moment de networking al binelui, ca să spunem așa, în care oamenii, modelele din comunitate pot să interacționeze, dar și dincolo de asta și sponsorii, și organizatorii, și partenerii și se regăsesc într-o comunitate a binelui. E, cred că e cea mai mare rețea de bine, dacă îmi permis să spun, din județul Prahova, dacă ne raportăm și la celelalte proiecte pe care le-ați implementat de-a lungul timpului. Și nu greșesc. Și mi-asum. E o rețea destul de mare. Chiar în săptămânile trecute am trecut prin toată baza noastră de date de proiecte pe care le-am finanțat, le-am susținut de-a lungul timpului, pentru că n-am acordat de-a lungul timpului doar finanțări în bani, ci am acordat suport organizațiilor non-profit, grupurilor de inițiativă. Și deja am ajuns la câteva sute de organizații, oameni pe care i-am ajutat de-a lungul timpului și ne bucură asta. Sute. Da. De oameni care am lucrat în mod direct, în comunități destul de diverse din tot județul Prahova. Ne place destul de mult ca să descoperim noi comunități, noi comune mai micuțe, mai mari, care fac lucruri absolut excepționale acolo. Putem să-i ajutăm. Pot să spun asta pentru că de fiecare dată când vă sun, sunteți prin diverse localități prin județ. De unele am auzit, de unele nu am auzit. Iar asta este bine. E dovadă că suntem peste tot. Sunteți acolo unde oamenii au nevoie. Iar de gala asta cu siguranță avem nevoie pentru că ne lipsesc modelele în 2023 și dacă le punem acum în fața tuturor, poate ne vom inspira, poate ne vom alege alți influenceri după evenimentul din noiembrie, pentru că suntem sătui de influencerii care, iată, în zilele noastre nu sunt cei pe care mi-am dorit. Mulțumesc tare mult pentru prezență, mult spor și abia aștept detaliile ca să știm cum votăm, pe cine votăm, să știm pe cine aplaudăm pe 24 noiembrie, da, la un restaurant vestit din nordul orașului, da, un complex de restaurante, acolo unde va avea loc și gala comunității prahovene. O singură întrebare, cei care vor să vină ca spectatori pot veni sau pe bază de invitație, cum se procedează? Sfătuim ca mai degrabă să nominalizeze persoane ca să aibă cine susține, să poată participa, însă vom reveni și cu aceste detalii după ce se încheie perioada de nominalizări. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Urmăriți site-ul acolo unde încă mai puteți face înscrieri. Urmăriți și site-ul Observatorul Prahovean, acolo unde se postează informații în timp real despre ceea ce se va întâmpla. Mult spor și ne vedem la gală. Mulțumim. Atât pentru această oră, doamne și domnule, rămâneți cu noi. Numai bine.